că toți prietenii lui sunt aurolaci. N-aveau un să-l cazeze. S-o fi dus să doarmă tot la el în canal. Mamă, de doamne, să ai gura urită. Hai și tir că te găsește, dragi, dar nu ți-a fi de jenă, mă? Tu mă blastem să-mi cază mie toți dinții, să mă vezi cu viplă în gură, să-mi fie frică când trăznești afară? Aoleu, termină-te că nu înțelegi nimic. Era doar o expresie, adică să ai dreptate la ce ai zis. Păi tu îți dai seama că dacă vine puțin după ce a dormit în canal și îl miroase domnul Chestor, o să-și dea seama în sfârșit ce greșeală a făcut să-l pună pe ăsta șef. Păi ce, bă, domn Chestor l-a pus? Dar cine l-a pus, mă? Ai uitat? Santajul, da. Persoana aia suspusă. Deci, în condițiile astea, mi-e tare greu să crezi că o să dispară ăsta după acelea din cauza putorii. Să treci! Așa-i, pierelor, ați văzut că nu v-a ieșit sabotajul cu aurolacul și acum vreți să-mi băgați o putoare în pat ca să mă compromită. Dar ce vă faceți că nu știți unde am patul? Dar nu era vorba de putoare din aia, șeful. Că vorba aceea, noi știm că dumneavoastră nu sunteți interesat de femei. Ce ai zis? Adică mă faci pe invers, poporeț nemernic. Nu se trăiți, am vrut să spun, dar n-am apucat să termin. Nu sunteți interesat de femei ușoare. Da, vă plac rasele, bașoante. Termină. Dumneavoastră sunteți interesat de femei stilate. Da, ala cu stilet. Da, și mă zi și tu ceva inteligent, susține, mă. Exact. Așa. Da, la ce putoare vă referați? La... la putoarea din apartament să trăiți. Exact. Bă, dar tu altceva nu știi să zici, mă, nu poți să mă susții, argumentează și tu zici tu ceva inteligent. Exact. Da, la putoarea din apartament și mai exact, la mobilier. Pentru că pe la nu o să-l schimbe nimeni. Și știți cum e? Putoarea de mobilier nu trece așa cu una, cu două. E nevoie de zile, de... Adică nu o să puteți să reveniți la dumneavoastră acasă așa repede. Trebuie să mai așteptăm să se aerisească. Exact. Dar eu nici nu mă grăbesc, mă, băieți. Foarte bine faci. Ha! V-ați găsit un lot drăguț unde-ți vă culcușiți? Super drăguț, la hotel. Pa, la hotel? Șeful, bă! Păi da, că sunteți șef și vă permiteți. Că nu eu îmi permit, bă, poponețule. Voi vă permiteți. Că voi o să plătiți contravaloarea camerei. Că o să vă opresc din lefuri, bă. N-ați zis voi că sunt dita mai șeful? A? În câte zile ziceți că este duhoarea din casă? Putoarea. Putoarea. Alo, da? O, să trăiți, domn Chestor, gând la gând, cu bucurie. Chiar vroiam să vă sun și eu, domn Chestor, că am și eu nevoie de o locuință de serviciu, pe cuvântul meu, de... că stau cu Chiorete și cu Poponeț în aceeași casă. Hello! Sărmânușițele! Domn Chestor, să trăiți, mai apărut un caz nou, trăiți, vorbim mai târziu. Ia, băi, eu sunt un caz. Un caz de frumusețe orbitoare. Da, cărui fapt datorez plăcerea acestei vizite? Vroiam să-mi spui prin ce mijloace legale îl pot obliga pe pupăză să recunoască copilul. Trebuie să te dezbraci. Poftim? Adică să te dezbraci de caracter și să faci un dita mai scandalul, că altfel nu poți, pentru că noi nu pot... putem interveni pentru că nu avem autoritate în domeniu. Nu pot să te ajut cu nimic, îmi pare rău. Ia stai că totuși cred că pot să te ajut dacă mă gândesc mai bine. Că pupăză e anchetat, deci e la mâna mea. Dar tu trebuie să vii... Cu atenție, cu ceva. Știu, doar suntem în România. Fii atent cum facem. Dacă îl convingi pe pupăză să semneze actul de paternitate, eu îți dau ție toți banii pe care i-aș fi dat unui avocat. Eu ziceam că trebuie să vii și să vorbim pândelete, să-mi povestești despre relația ta cu pupăză, ca să-mi dau și eu seama dacă el cu adevărat este tatăl copilului tău. Că nu pot să mă duc așa să fac presiune asupra omului fără să am dovezi. Atunci să vin diseară la tine? Da, nu! Nu veni diseară, nu! Nu, că acolo e Chiorete și cu Poponeț și ăștia auzi. Vine la tine și putem să stăm liniștiți de vorbă toată noaptea. Dar ce zic eu toată noaptea? Putem să stăm toată săptămâna, că sunt șef și mi-au liber cât vreau. Ok, dar să știi că eu stau la o prietenă în regie, că nu mai am bani de cameră de hotel, pentru că i-am plătit cauțiunea lui Pupăză. Îți trimit cel mai bine un mesaj cu adresa, că nu prea știu Bucureștiul. Da? Te pup! Pa! Pa! Nu mai rezist!
cauză că n-avem bani? Că numai puberii sunt păduchi ca noi. Ce-am zis să nu mai zici cuvântul păduchi? Scuze. Auzi, fată, după ce le rezolvi problema asta cu atracția, nu te ocupi și de păduchi ăstuia? Ema, eu sunt psiholog, nu parazitolog. De păduchii din creierii lui. Dar asta după zi. Acum cum facem cu obsesia asta pentru sex? Cum scăpăm de ea? O să încerc cu voi o metodă mai veche. Fiți atenți. Se spune că prima noapte de dragoste este foarte importantă în cuplu. Recreați acel moment și gândiți-vă că a fost un eșec. Astfel vă induceți în subconștient ideea că ceva nu merge și nu o să vă mai atingeți unul de celălalt de rușine. Ia, spuneți-mi, cum a fost prima noapte de dragoste, a? Hai. Te rog. A fost... O las pe ea să zică că dacă povestesc eu, pare că mă laud, știi? Stai liniștică! Teo știe că tu nu ești lăudăros. Plus că tu trebuie să-ți aduci aminte toate detaliile cu lux de amănunte, că doar a fost prima dată cu femeia vieții tale, nu? N-am reținut chiar toate amănuntele, pentru că la vremea aia nu știam că tu o să fii femeia vieții mele. Poftim! Fantame, tu te-ai culcat cu mine fără să ai intenții serioase? Adică m-ai folosit ca o fufă? Uite, vezi? Asta e costumul tău. Exagerezi. Am zis eu așa ceva? Da. Am zis eu? Da. Nu. Spuneam doar că am fost orbit de frumusețea ta și n-am mai putut să mă concentrez la detalii. Pe când tu... La fel! Că mi-a luat mințile forța ta. Mi se pare mie sau niciunul nu vă mai aduceți aminte de prima noapte de dragoste. Zi, Vandame. Ai uitat de prima noastră noapte de dragoste? Si. Ce, eu? Da, tu! Ba, tu! Cum adică, bă, eu? Păi, zi tu prima! Zi tu cum a fost! Haide, zi dacă știi! Tu spune dacă știi, că pare că nu te arăți! Am zis eu că metoda asta dă rezultate! Continuați! La hotel? Exact. Da, șefu! Da, căci că la noi în apartament miroase urât, cum s-ar spune. Aiurea, e vrăjeală, el nu vrea să stea cu noi. Da, păi ce, ar putea ca la noi în apartament să miroase mai urât decât în canalele alea de unde vine el? Da, nu se poate. Exact. Exact asta vreau și o să vă rapoșez. Da. Cum să miroase, bre, apartamentul care ne-a dat serviciu în halul ăsta? Mai ales că acum l-am igienizat, l-am redecorat. L-am renovat! Zici că-i Luvru de la măsa! Da, de fapt, el vrea să vă forțeze mâna ca să îi găsiți locuința de servici. Cum? Adică să-mi forțeze mâna? Tot așa, pe voi! Termină, mă! Păi dacă ai presa, că poliția are bani să plătească hotel pentru cadrele ei, vă dați seama ce scandal iese? La asta nu m-am gândit. Trebuie să-i fac rost urgent de un spațiu locativ. Super urgent! Exact! Super urgent! Să trăiesc! V-ați întors, șeful? Nu, hienelor! Am venit să-mi iau lenjeria aia bună, că noaptea asta dorm cu Ginuța. Dar voi oricum săriți cu bănuță de hotel, că nu o să mă duc cu mâna în fund la fată, nu? Șeful, aruncați banii pe fereastră degeaba, zău. Eu v-am spus că Gina e lesbi. Dar nu vreți să mă credeți. Zi-mă și tu! Exact! Adică am vrut să spun că am văzut-o noi cu ochii noștri. Ce, mă? Am văzut-o noi cu ochii noștri, nefăcând niciodată nimica cu frum bărbat. Că doar am fost colegi în Spania, nu mă? Exact. Aha! Ce vrei, mă? Mi-a scăpat. Plus că șeful Gina, sigur stă cu vreo iubită. Stă la o prietenă ofticoșilor. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să marchez de două ori în seara asta. Vai de capul vostru. Șeful, da, dacă nu faceți nimic, ne dați bani înapoi? Bun. Bărbatul e superficial. E insensibil. E cum vrei tu. Dar femeia de ce a uitat? Dar cine a zis că a uitat? Păi dacă n-ai uitat, spune cum a fost. Păi dacă tu ai uitat, la ce bun să-ți zic eu, că oricum habar n-ai despre ce vorbesc? Lasă, dragă, că poate mi-amintesc, că știi cum e cu amintirile astea. Ai nevoie de o scânteie și... Aha, deci recunoști că nu mai e scânteia de la început. Te-ai blazat, este? Eu nu mai am scânteia de la început? Care pe care vrea să sară și care să o opune, aud? Alo, alo! Băi, tot n-ați terminat, mă, cu cearta, că m-ați exasperat. E să dai naibii să mai auzi scandal,
că dormiți afară. Și dormiți afară în stradă, nu în curte. Că n-am chef să-mi iau amendă că se aude scandal de pe proprietatea mea. Păi ce-ai făcut? Ești mulțumită? Eu? Eu? Sau Teo cu terapie ineptă? Ce n-ai avut cuplu cu vechime, își mai amintește prima noapte. Te și recunoști că ai uitat. Ok! Recunosc! Ha. Dă telefonul să o chem înapoi, că mai erau nedereglat cu terapia asta ei. Exact! Și să vină imediat, că altfel dorm la ea! Vandame, tu vrei să dormi la aia? Să dorm la ea la ușă, mă, pisică, era o expresie! Dar dacă nu mai lăsa să o termin... Expresia? Sau pe Teo? Zi, mă, Carole, zi! Deci, pupă, să nu ne mai certăm. Nu mă certați, dar nici așa ceva n-aveți voie să faceți, că aveți interdicție. Hai, riscați-vă voi, riscați-vă. O fi, dar ăsta parizerul e un crembuș mare și păi e plin. Păi nu e crembuș și e mic, e sub... Da, mă, dar... Să trăiți, servim patria, stima noastră și mândria, șeful România. Bre, iertați, n-am știut că ați dormit în acelea. V-am zis eu, șeful, că nu vă iese nimic cu Gina, nimic. Aha. Ba, mi-a ieșit ofticosule, și cu Gina, și cu colega ei, că de-aia m-a țipit puțin, că sunt frânt, că am rupt patul cu ele. Mă ofticați? Nu, bre, nici într-un caz, noi chiar ne mândrim cu matale, că duci renumele seției pe cele mai înalte cuni. Ați prins o femeie vie! Bravo! Neata! Scuze că vă deranjez. Eram în trecere și vreau să-mi cer scuze că te-am culcat pe jos, dar n-am avut încotro, că așa e în căminele studențești. Dar nicio problemă, eu mă revanșez. Ok? Vă pup! Cămine studențești? Ați dormit într-un cămin studențesc? Treaba mea ce-am făcut. Păi eșa noastră, Mateescule! Trăiți! Eșa noastră! Că dacă apare în ziare drept corupător de studente, a? A? Dar n-am corupt nimic, șeful. N-are importanță. Imaginea contează. Mă, nu ți-am spus eu că personalul să-ți fac rost de o repartiție? Nu puteai să ai răbdare două, trei zile? Te-ai dus doar cu copilele alea ca un pedofil. Bătrân. Ce ești? Șeful este o regretabilă încurcătură. Eu am fost acolo în interes de serviciu. Pentru că am auzit că mișună tot felul de golani. O mămică mea a adus reclamația atunci când vorbeam cu dumneavoastră. De-aia v-am și închis. Păi și de ce n-ai raportat misiunea? N-am avut... Când, șeful, că am vrut să fac o descindere inopinantă. Așa. Să văd dacă paznici își fac datoria, dacă sunt vigilenți, că doar sunt plătiți din bani publici. Nu-i așa? Da. Domn chestor? Da. Și să știți că studențașele alea nu sunt minore. Sunt tamai femeiuștele. Și da, s-a bucurat foarte mult. Am venit să le protejez. M-au primit cu brațele deschise. Bravo, Mateescu! Bravo, Mateescule! Auzi? La viitoare descindere am să vin și eu. Ca să arătăm că poliția română mobilizează forțe impresionante pentru asigurarea ordinii și disciplinei în căminile studențești. Asta ca viitorii intelectuali ai țării să se cultive liniște. Ați zis bine, mă, Chiorete? Nu am înțeles nimic, să trăiți, dar sunt de acord cu matale, bre. Trăiți! Te-am chemat să te rog să-mi dai și mie numărul lui Esteban. Că vreau să-l sun ca să verific dacă cumva Mirabela e în castion. Tu mă iei de proastă? Zi-mă că vrei să încasezi recompensa de la Esteban, nu mă lag o vrăjeală de asta. Și ești și sinucigași pe deasupra. Dacă afli, Ema, că vrei să o vinzi, te tranșează pe calități. Recompensa? Ce recompensă? Și Ducuța e disperată după ei? Dar nu sunt disperată după bani! Serios? Și atunci de ce te gândești numai cum să pui mâna pe recompensa de la Esteban? Asta e șansa mea să o întorc pe Mirabela. Măi, să știi că mie nu merge de nicio recompensă. Eu te-am întrebat de asta că vreau să o fac pe Mirabela, să vie înapoi la mine, că mi-e un dor de ea. Și cioara e albă și ninge în augă și pe mine m-a prins ploaia la Sinaia când aveam cămașă roșie. Da, hai cămașă roșie, că... Las că te fac eu să vezi și numărul lui Esteban și unde-i Mirabela și unde-i Sinaia. Deci, dacă cu dragostea dintre voi nu a mers, eu zic să vă gândiți la un moment când ați făcut dragoste cu alții, așa ca să vă deconectați unul de celălalt, da? Ia, hai! Te gândești la Esteban, a? Nu! Dar la cine atunci? La... Brad Pitt? Păi ce te-ai făcut dragoste cu Brad Pitt? El
la vorba să ne gândim la cineva cu care chiar am făcut-o. A, serios? Păi și atunci tu la cine te-ai gândit? La cine te-ai gândit? Ai făcut-o cu altcineva în afară de mine? Nu, pisică, eu doar mi-am imaginat că o fac. Cu cine? Cu Anastasia, este? Recunoaște, depravatule, recunoaște! Nu m-am gândit la nicio Anastasia. Dar la cine, mă? Zi, la cine? Zi că dacă mi-ascunzi ceva chiar e nasol. Mă gândeam la... La? La Teo. Că pe ea o aveam, de exemplu, fața ochilor. Mersi, Vanda. Cu plăcere. Ce faceți, mă, flirtați în fața mea cu nerușinare? Mă, tu nu cumva vrei să-i provoci plăceri fizice, nu doar verbale? Ei, mai exagerezi. În loc să te bucuri că dă rezultate terapia și că am reușit să-i te scot din cap... Dar cine a zis că vreau să mă scot din capul lui cu totul? Eu vreau doar să-i scoți obsesia pentru sex, nu și pe mine! Bagă-mă imediat înapoi, că eu nu vreau să risc să se cupleze cu altă fufă! Adică, cu altă femeie! Și cu atât mai puțin cu tine! Da! Băi, fraților, voi sunteți de psihiatru, nu de psiholog, da? Ia, rezolvați-vă singur că eu n-am timp de prostelile voastre. La revedere! Pa! Bă, ce asta, mă? Pleacă fără să mă bagi înapoi în capul tău! Bă, asta te vrea numai pentru ea! Pisică, încetează că nu te-a scos deloc din capul meu! Eu doar la tine mă credesc! Serios? Oh. Uite așa. Și Vantame, Vantame, potolește-te, că dacă vine popoasă și ne găsește, făcând dragoste, o să ajungem în stradă, ești nebun? Da, pisică, sunt nebun după tine. Și găinilele astea stresate fac niște ouă mici. Ia! Bună dimineața! Trăi, șeful! Șeful, cu tot respectul, de data asta n-am putut să ne apuriți că ați făcut amor cu jumate din Căminul Studențesc. Că de a fost cu domn Chestor în misiune. Dar poate i-a făcut treaba și nu domnul Chestor, că de-aia e așa de obosit. Păi chiar i-am făcut-o, mă, chiar i-am făcut-o. Dar nu în felul în care vă gândiți voi perversii. Băi, m-a târit prin toate căminele studențești. A luat fiecare fetiță de-aia în parte. A întrebat-o cum se simte, dacă se simte protejată. Am făcut și educație contraceptivă, mă, dacă vă vine să credeți. Nu mai pot, nu mai pot. Eu cu domn Chestor nu mai merg niciodată la căminele studențești. Nefă! Salut, băieți! Păiți! Petrei Matescule, gata, te-ai refăcut? Hai că ni se rămâne din nou! Ce, mă, că a fost o misiune de succes! Domn Chestor, cu tot respectul, eu nu mai merg. O să mergă băieții cu dumneavoastră, că eu aproape m-am mutat acolo, domn Chestor. Nu aproape. Chiar te muți, Matescule, pentru că m-a sunat directorul căminelor și mi-a spus că ne oferă o cameră gratis ca să veghem non-stop la liniștea studentelor. Și cum tu tot vroiai o cameră de serviciu, ți-a rezolvat cererea. Dar vezi că o să vin și eu acolo ca să veghem împreună la liniștea fetelor și să mai încletez și eu ochii, mă, băiatul. Mă, că uite așa, blonda aia de la 3. Nu rămâți! Păi, șeful! Păi! Felicitări, șeful! O să șadeți cu Barosanu, dar să ne dai bani în drept pentru Ginuța, pentru cadă, orică am impresia că nu te mai întâlnești cu dânsa. Alo? Bună, Ginuța. Ne putem întâlni să continuăm discuția despre problema aia? La pupăză! De ce? Ai răbdare că vin și eu, că e bine să fie un organ de față când îi dai ultimatum. Să nu depună plângere de amenințare. Acum să te văd eu, tăurașule, dacă ai fantezii cu psihologe. Gata! Mi-a jucat destul. Te vreau acum, dacă vrei, să te juc cu recunoașterea copilului. Ce mai nebun? Mă, păi eu nu pe tine, eu am crezut că ești Gina. Ai vrut să mă arăni, păi mâine? Stai, nu, da, nu, 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 cu Giorgău, ouul ăla cu? Băi, Vandame, fii atent cum vorbești dacă nu vrei să dormi la secție noaptea asta. Asta n-ar fi rău, că poate îi se mai răcorește și lui creierul ăla încins. Bă, ăsta m-a confundat cu Gina. Ia stai, ai zis cumva că te gândești la Teo? Ia stai tu și nu schimba subiectul! Ara, ce v-am zis eu, mă, ce v-am zis eu să nu vă mai certați? Da, nu ne certam între noi. Noi ne certam cu Matescu, că a dat buzna aici fără mandat. Așa, Matescule, ai dat până aici fără mandat? Nu, pupăză, eu de fapt venisem ca să-ți spun că vine Gina să-ți dea un ultimatum în legătură cu copilul. Pe bune? Pe bune!
Mersi, prietene, o să mă revanșez. Când? Știi tu. Unde-i pupă zău? Măi, nu e... Măi, Ginuța, ia loc, te rog. Să știi că dacă nu-mi dai telefonul lui Esteban, faci un mare păcat. Că-mi chidici o dragoste curată să-mi făptrească și o să te bată bunuțul Dumnezeu, o să rămâi cu copilașul nerecunoscut, să știi. Ce faci, mă, nemenicule, tu cobești? Nu, draga mea, uita domnului, îi spun doar adevărul că dacă te căiești și te rogi cu mine, te ajută bunuțul, drăguțul Dumnezeu. Da? Da. Păi, o rugăciune în plus nu cred că strică. Așa te vreau, uita domnului. Ia. Uită-te fix la cruce și roagă-te pentru copilaș în gând. Simt cum se greunează ploapele. Și acum... adormi. Așa. Și acum îți pui telefonul lui Esteban. Nu știu. Asta și hipnotizat e afaceristă. Ok, fii atentă cum face. Dacă mi-l zici, îți promit că împărțim recompensa pe care o casez de la el. Care recompensă? Aia pe care o oferă pentru Ema, e și hipnotizată sau amnezică? Nu e nicio recompensă. Eu am inventat totul ca să-l sperii pe pupăză. Gănești picioarele, tu... Ai hipnotizat-o degeaba. Ce ai făcut, nemernicule? M-ai hipnotizat? Să-mi dea naiba să afle cineva ce-am vorbit, că te nenorocesc! Ce-am vorbit? Ce-am aflat? Ați văzut că nu mai ieși sabotajul cu... Dar nu mai ieși șistul. A ieșit șistul cristalin. Vreau să vă spun că dumneavoastră nu vă plac femeile ușoare. Da, vă plac grasele. Mi-a zis bine, dar de ce a râs, mă? N-ai apucat să zici ușoare, cineva, că și tu ai râs. Aude voci și vede zâmbete. Hai, hai, că poate apare ceva și atunci mă ajutați. Da. Da, domn Chestor. Hello! Apare. Cer scuze că vă deranjez. Eram în trecere și vreau să cer scuze că te-am lăsat să dormi pe cămin. Pe cămin? În căminele sumentești. Pe cămin. N-am jucat destul. Te vreau acum dacă vrei să te ajut cu recunoașterea copilului. Stop. Păi ce? Te vreau... dacă... Gata. Te vreau acum dacă vrei să ne... Ce dracu să ne...